Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Iată din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și cu noi invitați. Ca să nu mai stăm foarte mult în așteptare, haideți să introducem pe invitații noștri. Avem onoarea de a avea cu noi pentru prima dată în studioul Prodocens Media pe doamna avocat Mihaela Bădescu și, bineînțeles, că prietenul nostru, colegul nostru de luptă, domnul Andrei Manea, economist, un apărător și un promotor al valorilor creștine și, de asemenea, un cunoscut activist pentru valorile creștine în public. Bine ați venit și vă mulțumesc pentru acceptul de a sta de vorbă la această emisiune. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. E onorant să fiu în seara asta aici, alături de voi. Sper să avem o discuție cât mai bine punctată și o discuție care să aducă celor care urmăresc această emisiune realmente valori noi și informații care să poată să ducă în practică la o dezvoltare personală și la dezvoltarea relațiilor de familie. Subiectul din seara asta cred că este unul destul de bine punctat, destul de bine elaborat. Sunt foarte fericită că putem să-l dezbatem, pentru că este un subiect pe care se pot spune foarte multe lucruri și sper să continuăm această emisiune cu subiecte noi. Cu siguranță, Andrei, te las pe tine să introduci subiectul. De fapt, noi am început discuția asupra unei serii de emisiuni. Practic, asta este a doua din această serie. Andrei, te rog să spui câteva lucruri. Cum te simți după prima emisiune și ce vom face în seara aceasta? Mulțumesc mult pentru invitație. E o bucurie și o plăcere, cu atât mai mult cu cât creștem membrii echipei sau cel puțin sunt oameni noi, prieteni noi, care ni se alătură în acest demers al promovării valorilor vieții de familie. Practic, subiectul emisiunii este principiile vieții de familie. Spuneam în primul calup filmat că urmărim pe de o parte relațiile soț-soție, pe de altă parte relațiile părinți-copii și apoi și relațiile copii-părinți. Înainte însă de a intra, să spunem așa, în subiect, chiar vorbeam înainte de emisiune și aduceam cumva între noi și spuneam că am vrea să împărtășim și cu ceilalți prieteni și oameni care ne urmăresc faptul că am decis cumva împreună să reluăm proiectul Coaliției pentru Familie. După cum bine știm, noi ne-am cunoscut, cred că mai mult de 3 ani de zile. Acum 3 ani, practic, a avut loc referendumul. Acum 6 ani aproape. Acum 6 ani, exact. Primii 3 ani au fost niște ani destul de dificili, cu foarte multă muncă, foarte multă energie consumată. Ne-am propus alături de mulți alții susținători ai valoriei familiei, clarificarea definiției căsătoriei în Constituția României. Din nefericire, la acel moment, într-o conjunctură total nefavorabilă, atât din perspectiva susținerii factorilor politici în ceea ce privește permiterea desfășurării proiectului și asigurarea unui cadru optim derulării lui, cât și un dezinformare totală la nivel mediatic, deși mai mult de 3 milioane și jumătate de oameni și-au dorit să clarifice definiția căsătoriei în Constituția României, cuvorumul necesar nu a fost atins. Spuneam la acel moment, după finalizarea efectivă a referendumului, că ceea ce a rămas a fost prietenia și relațiile care s-au creat între cei care au fost implicați în acest proiect. Plus că mai întârzie niște lucruri care erau deja pe agendă, vorbind de parteneriatul civil și alte lucruri pe care legiuitorii
pe care noi am ales, le aveau pregătite acolo prin sertare. Da, așa este. Deși la momentul respectiv, principalul obiectiv l-a constituit trecerea referendumului, practic, să reușim să clarificăm în Constituție ceea ce deja codul civil o spune foarte clar. Chiar dacă nu s-a reușit, spuneam că s-a creat această relație între oameni. Timp de 3 ani de zile după acel moment, fiecare dintre noi am fost implicați, să spunem așa, nu am rămas deoparte, am avut fel și fel de inițiative, dar uitându-ne acum în urmă și uitându-ne chiar în ziua de astăzi, vedem că din nefericire partea de familie, de căsătorie și cu toate aspectele legate de ceea ce înseamnă educația copiilor de către părinți se află într-un declin. Practic, vedem că rata natalității este într-un declin accentuat și din punct de vedere demografic, România se află într-un moment aproape dezastruos. Vedem că, de asemenea, în ceea ce privește educația copiilor, drepturile parentale sunt supuse și ele unui asalt. Practic, în toamnă, acum vom vedea ce se va întâmpla din perspectiva introducerii educației sexuale în școli. Am mai avut dezbateri pe această temă. De asemenea, presiunile acestor curente deconstructiviste sunt din ce în ce mai mari și se dorește cumva penetrarea mediului școlar, astfel încât să se inducă un relativism moral în rândul tinerii generații și chiar libertățile fundamentale, libertatea de credință, libertatea de exprimare, vedem că și ele au avut și tind să aibă atingeri parcă din ce în ce mai mari. Și atunci asta vreau să împărtășim și telespectatorilor, faptul că am decis practic împreună. O mică parte din echipă este acum de față. Să reluăm practic acest proiect. Un proiect care își propune în principal să deruleze acțiuni care să promoveze valorile familiei și căsătoriei în societate. Importanța căsătoriei, importanța familiei, să discutăm de asemenea și să încercăm să aducem sprijin în ceea ce înseamnă viața de cuplu, viața de soț și soție, pentru că am văzut cu toții, există din nefericire o lipsă de informare atât a tinerilor căsătoriți cât și a celor care sunt deja angrenați și uneori acest lucru poate duce la momente de criză, cum ar fi, eu știu, divorțurile sau fel și fel de alte fenomene. E foarte important să vedem atât la nivel legislativ, să inventariem și să facem o paralelă între măsurile pro-familie care sunt în România și cele pe care alte state le-au adoptat și efectele benefice pe care le-au obținut aceste state adoptându-le. Tematica e largă. Suntem interesați și de educația morală a copiilor și de educația lor școlară. Tocmai îmi aduc aminte, chiar am avut o emisiune în ceea ce privește reforma școlară și ideologizarea școlii și o digitalizare agresivă, să spunem așa, a procesului educațional, care de multe ori nu are efectele. Teme pe care le vom relua, cu siguranță, pentru că oricât am vrea să fim noi calmi și mai ales că suntem și părinții, agenda zilnică nu ne lasă, așa că unele lucruri trebuie să le repetăm, astfel încât și ceilalți care sunt interesați de soarta copiilor să fie la curent, să știe ce se întâmplă și, bineînțeles, să știe cum să-și protejeze până la urmă fiecare propria familie, că până la urmă aici discutăm și tema din seara aceasta este despre principiile vieții de familie, bineînțeles. Ne bucurăm că Mihaela a fost de acord, este un membru nou, să spunem așa, al echipei. Toma, asta este Mihaela. Asta vreau să spun și eu. Vii într-un moment extraordinar, a spune că este un nou început. Noi deja am mai trecut printr-un proces împreună câțiva ani de zile. Știm, suntem, să spunem așa, trecuți prin filtrul ăsta acestui, al binecuvântărilor și provocărilor, ca să le zicem așa, pentru că vin la pachet întotdeauna. Să se spun bine, ai venit în linia întâi și îți mulțumim că ai ales și în seara aceasta și în Coaliția pentru Familie să fii împreună cu noi.
și bineînțeles să ducem împreună și să facem tot ce se poate face astfel încât valorile creștine și în special familia să fie promovată în continuare în țara noastră. Da, chiar vreau să spun că atunci când Andrei mi-a propus prima oară să particip la acest proiect, am avut niște îndoieli legat de faptul că, în general, perfecționistă fiind și vrând să fac lucrurile bine și foarte bine și în detaliu, mi-a fost teamă că nu voi avea timp să mă ocup îndeajuns de acest subiect. M-am gândit ulterior că toți cei care sunt implicați în acest proiect sunt oameni care au cariere, care au joburi, care au familii, prin urmare și timpul lor este la fel de limitat ca și al meu, deci ceea ce vom face la un moment dat prioritizând împreună toate aceste lucruri. Și sinceră să fiu, ceea ce a determinat într-un final să fac această alegere, care după ce am făcut-o a părut cumva normală, a fost faptul că empatizez extraordinar de mult cu toate principiile care sunt promovate de Coaliția pentru Familie și ce mi se pare mie important sau prioritar în toate proiectele pe care le va dezvolta pe viitor este raportarea la intruziunea pe care actualmente statul o face în drepturile parentale. Cred că deasupra tuturor chestiunilor care se derulează în cadrul unei familii, relația dintre părinte sau dreptul părintelui de a decide cu privire la propriul copil, de a-i da educația pe care o consideră și care este în spiritul propriilor valori și a propriilor principii, trebuie să fie lăsat exact așa cum este. Este de esența relației de familie, este de esența relației dintre părinte și copil. Și orice fel de intruziune a statului în această chestiune trebuie să fie cumva amendată și trebuie să fie stopată. De aceea, cred că pe primul plan și prim punct al ordinii de zi în ceea ce privește acțiunile viitoare ale Coaliției pentru Familie trebuie să se centreze pe acest element mai presus de celelalte, care toate sunt importante, sunt de acord. Dar acesta mi se pare prioritar pentru că văzând ceea ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani și nu vorbesc neapărat de proiectele care sunt ținute în sertar cu privire la relațiile de familie, cu privire la educația copiilor, cu privire la materiile pe care aceștia trebuie să le învețe, ci raportat la ceea ce s-a întâmplat inclusiv în context pandemic, cred că se încearcă o ingerare în modul de gândire și în modalitatea în care vor fi construiți viitorii oameni încă de la momentul la care sunt copii. Chestiune care este foarte disturbantă, e deranjantă realmente și dacă noi vom sta și vom aștepta și nu vom lua niciun fel de măsură, așa, întâi o picătură, pe urmă două, pe urmă un lac, pe urmă o mare, pe urmă un ocean și poate că la un moment dat vom ajunge să facem, să impunem o voință generală și ceea ce este din punctul meu de vedere cel puțin natural să se întâmple și anume părinții și copiii să fie lăsați să-și deruleze relațiile interne și relațiile de familie și să-și ia propriile decizii în funcție de ceea ce îi consideră că este conform propriilor valori. Excelent! Asta ne dorim și noi. Slavă Domnului că mai sunt oameni în țara asta care doresc să facă lucrul acesta și suntem gata să ne ducem, să spunem, lupta aceasta până vom vedea ce se va întâmpla, practic, indiferent de rezultatele, pentru că poate până la urmă cineva ar putea zice că ați mai încercat, ați mai făcut, n-ați avut rezultate. Dacă ne gândim doar la faptul că am conștientizat, am întârziat anumite lucruri, tot putem spune că e un câștig și atât pentru noi cât și pentru copiii noștri. Indiferent de rezultat, și noi și cei care sunt împreună cu noi vom sta drept atât în fața lui Dumnezeu, dar și în fața copiilor noștri și spune, Doamne, la vremea respectivă am făcut tot ce s-a putut și a depins de noi. Restul duceți voi mai departe și continuați lupta. Slavă Domnului! Mă bucur pentru prezența voastră și pentru entuziasmul de care dați dovadă în ciuda a ceea ce se prevede și ne uităm în zilul, o să vedem tot felul de lucruri care urmează să vină. Dragilor, în seara aceasta trecem la partea a doua, așa cum ne spuneam, și discutăm despre angajamente fundamentale în familie. Când vorbim despre angajamente fundamentale, clar vorbim de angajamente spirituale, dar vorbim și de angajamente civile. Și aici, clar, vorbim despre căsătorie. Când vorbim despre un angajament, e clar, un contract. Căsătoria, până la urmă, este o înțelegere de bunăvoie între un bărbat și o femeie. Da? Și este un contract fundamental, a spune, pentru că depinde foarte mult de ce se întâmplă cu societatea
în care trăiește familia aceasta și apoi cu copiii și tot ce înseamnă cu promovarea vieții. Până la urmă, această celulă duce mai departe viața așa cum o știm noi. Primul punct pe care vreau să discutăm la aceste angajamente fundamentale, aș vrea să vorbim puțin despre respect. Și când ne uităm la respect, înainte ca în căsătorie, fie că vorbim despre cununia religioasă, care este un angajament spiritual, da? Mirele, mireasa, Dumnezeu împreună, da, fac un legământ înaintea lui Dumnezeu. Este un, pur și simplu 100% un act. Și Dumnezeu este cel care a inventat familia, cel care a pus bazele familiei. Vorbim despre cei doi soți, soțul și soția, vorbim ca și persoane. De ce vorbesc? Și vorbim despre relația lor între doi oameni. Respectul om, fie că sunt de sex diferit, primul lucru pe care vreau să vorbim este de respectul acela între bărbat și femeie. Da. Valorile societății românești sunt structural legate și inclusiv valorile coaliției pentru familie sunt structural legate de valorile iudeo-creștine. Practic, societatea românească s-a creat ca fiind o societate creștină încă de la apariția și în decursul formării poporului român. De ce spun asta? Pentru că din nefericire vedem că se bagatelizează și se maculează aceste valori care practic au fost fundamentul și încă sunt fundamentul societății române și sperăm să rămână. Și dacă ne uităm în creștinism, în centrul creștinismului se află o treime de persoane. Și e foarte important, este extrem de important să facem această diferențiere între individ și persoană. Este o diferențiere care e important să o facem și care are loc sau se creează, să spunem așa, în conștiința noastră această diferențiere pe tot parcursul vieții, în copilărie, în adolescență și apoi la maturitate. Și zic în copilărie pentru că mă uit în familia mea, unde sunt mai mulți copii și îmi dau seama că din interacțiunile vieții de zi cu zi, practic copiii asta învață, că ei trebuie să iasă cumva din niște stadii de individ în care se gândesc numai la ei, se percep numai pe ei, au numai dorințele lor, vor să facă numai ceea ce vor ei și trebuie să-și dea seama că mai sunt și alți oameni în jurul lor, alți oameni care și ei la rândul lor au așteptările lor, dorințele lor, oboselile lor, limitele lor de răbdare și ușor, ușor ne dăm seama că ei practic ies din acest egocentrism, acest egoism și fac pasul către a deveni persoană. Persoana, acest moment în care îți dai seama și vrei cumva să ți-l împropriezi și pe cel de lângă tine. Și vorbeam acum inclusiv de acest moment din toamnă al educației sexuale și unul dintre motivele pentru care noi practic vrem să stopăm această intruziune în școli a acestei ideologii, a acestei educații sexuale comprehensive, este și faptul că distruge într-un fel, induce o paradigmă de individ practic în relațiile dintre adolescenți, pentru că ei ce sunt învățați că importantă este plăcerea și important este să fie sigur. Nu-l mai percep pe celălalt ca o persoană. Se mută cumva paradigma asta de la o relație personală la o relație axată pe plăcere și spun specialiștii că, domnule, trebuie ca actul să fie sigur, numai că prin această schimbare de paradigmă, practic, ei ajung să se instrumentalizeze unul pe celălalt. Se pierde cumva această dimensiune a persoanei, o dimensiune a persoanei care la momentul în care intrăm într-o relație de căsătorie, este foarte greu și lucrurile vor merge extrem, extrem de greu sau chiar tind să căsătoria să aibă loc, în căsătorie să aibă loc o disoluție, pentru că dacă tu nu-l percepi pe celălalt, da, ca având o unicitate, ca având niște așteptări, ca fiind diferit față de tine, da, lucrurile nu sunt ok. Nu sunt ok pentru că practic nu mai ai respect față de această unicitate a lui ca persoană. Vrei să faci numai cum vrei tu, vrei să faci numai ce îți place ție și numai să te duci unde vrei tu. Și eu mă uit inclusiv în relația noastră de cuplu. Chiar mă uitam și
pe de o parte e neamuză, dar pe de altă parte e și un lucru care ne bucură. În foarte multe lucruri avem gusturi diferite. Deci în foarte multe lucruri avem gusturi diferite. Soția mea ascultă un tip de muzică, eu ascult alt tip de muzică, dar uneori sunt la polul opus. Ea ascultă muzică clasică, eu ascult poate pe Chill FM sau Kiss FM, nu știu. Ea se uită la un tip de filme, eu mă uit la un alt tip de filme. Ea se uită la dramă, ei îi plac filmele în care se plânge mult, mie îmi plac filmele în care se plânge mult, că uneori zic, domnule, și așa plâng mult în realitate, vreau să râd. Exact. Mie îmi place să ies mai mult în natură, da? Îmi place să stau la soare, să merg la munte. Nu, ei îi place mai mult viața de oraș. Deci avem, cum să spun, așteptări și gusturi diferite, dar ceea ce este foarte important e că așezându-ne practic viața pe același set de valori, da, găsim o cale de mijloc. Da? Adică dacă mergem și la mare, dar ne mai plimbăm și prin oraș. Mai mergem și la un concert de muzică clasică, dar uneori sâmbăta... Asta când... se cheamă concesii reciproce. Da, da, dar asta vine practic, din faptul că îl percepi pe celălalt, care și o unicitate. Da, și îi respecti dorințele, unicitatea lui și nu încerci cumva să faci... Eu chiar râd, că mi-aduc aminte că era acum câțiva ani de zile, mergeam împreună în mall și na, aia e, te mai duci cumva și împreună și mai întâi prin magazine. Și eu arătam, uite ce mișto arată asta, că nu-mi place. Uite ce mișto. Și la un moment dat ajungea că mergeam în mall și nu-și cumpăra nici ea nimic și nici eu nimic. Și ne-am dus separat de atunci. Dar ce e interesant e că după ce ne cumpărăm separat, da, îți place ce a cumpărat celălalt. Deci e un aspect important, să ai respect față de unicitatea celuilalt și să nu vii așa cu o presiune dintre asta și să îi impui omului numai ce-ți place ție. E unul dintre, cred eu, nu știu, angajamentele fundamentale și nu e o treabă ușoară. Se naște, cred că, această abilitate cumva și această dorință de a-i da libertate celuilalt în decursul vieții. Bun, când vorbim despre respect și Mihaela, aș vrea să te gândești puțin și să ne spui și cum vezi lucrurile din partea feminină. Da, 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 da. Sunt în alt sentiment cu Andrei, știu ce zice și... Sunt în minoritate aici, deci trebuie să fiu atentă la ce povestesc. Dar vreau să cântăm puțin și despre pasul următor, pentru că există... Primul pas este respectul, da? De la persoană la persoană, apoi când se face trecerea de la respectul între două persoane de sex diferit la iubirea aceea care satisface anumite nevoi, cea care îl implică emoțional și practic, noi vorbim despre dragostea aceea în limba greacă, este cuvântul agape, da, agapote, în care te și jerfești, deci mai mult decât o prietenie. Da. Eu cred că respectul și sentimentele de dragoste față de celălalt sunt cumulative și în niciun caz una nu dă în cealaltă. Trebuie să existe musai și să fie reciproce, ambele. Da? Respectul, într-adevăr, cum zicea Andrei, înseamnă să respecti, să ai grijă și să iei în considerare ceea ce vrea cealaltă persoană, ceea ce trăiește cealaltă persoană, ceea ce înseamnă cealaltă persoană pentru ea, pentru oamenii din jurul ei, pentru familie și să încerci prin concesii reciproce să ajungi să împaci pe românește și capra și varza și să faci ca toată lumea în așa fel încât toată lumea se simtă confortabil în relație, toată lumea să fie mulțumită. Dar eu cred că respectul trebuie să treacă un pic peste aceste granițe, pentru că ea este o noțiune mult mai profundă, ea se referă la aspecte care sunt cumva chiar reglementate legal. Pentru că a respecta pe cineva înseamnă nu numai să-i respecti esența ca persoană, înseamnă să-i respecti inclusiv independența. Există în foarte multe din situații, pe la începutul carierei mele, ocupându-mă la un moment dat de partea asta de divorțuri și renunțând ulterior la ea, am predat-o în cadrul cabinetului în mâinile altor persoane, am constatat că de foarte multe ori se prezentau la mine cupluri care își aduceau acuze reciproce referitoare la tendința de a controla cealaltă persoană. În secunda în care am această tendință, înseamnă că nu-i respect independența.
este un pilon extrem de important al noțiunii de respect față de cealaltă persoană. A fi o persoană independentă care să aibă și o parte de timp privat pentru ea însăși, în care să facă ceea ce consideră ea de cuvință, în care să deruleze activitățile care îi fac plăcere și pe care eventual nu le poate derula împreună cu celălalt, pentru că exact așa se întâmplă. Mie îmi place la mare și lui îi place la munte. Și uite că două zile o să plec la mare ca să nu te deranjez și sau tu vrei să ne uităm la film cu dezastre naturale. Soțul meu e nebunit după filme cu dezastre naturale. Iar eu nu pot pentru că nu le pot duce emoțional, pur și simplu. Adică mă emoționează atât de mult și mă afectează atât de mult încât nu le pot duce. Ce facem? Păi, nu știu, le vedem, dar eu între timp citesc, tu te uiți la ele la, pe ecran, sunt lângă tine, sunt cu tine, empatizez, îmi dau seama că ai nevoie de acest lucru, dar eu nu pot să-l execut în același timp cu tine deoarece fizic am niște limite care îmi impun această chestiune. Noțiunea de familie nu presupune că eu și cu tine ne-am transformat în noi contopindu-ne. Nu. Înseamnă, e ca în asocierea în participațiune, în dreptul comercial, da? În dreptul comercial sunt două entități care fac un contract, care nu capătă personalitate juridică, nici familia nu capătă personalitate juridică și totuși ea este recunoscută ca entitate. Exact așa și asociația este recunoscută ca entitate. Avem în continuare chiar și patrimonii diferite, pentru că soții au totuși niște patrimonii diferite. E adevărat, în căsătorie ele devin cumva în devălmășie, adică nu le mai deosebesc bine care e al meu, care e al tău, dar ele totuși trebuie să fie, ele există, sunt acolo. Fiecare din aceste entități poate să-și deruleze activitatea, să-și dezvolte o carieră, exact așa cum firmele care se asociază în participațiune își dezvoltă în continuare propria activitate. Dar care e totuși punctul culminant în această chestiune? Că ambii parteneri trebuie să aibă un aport la această entitate nouă care se cheamă familie. Fiecare trebuie să aducă ceva, fiecare trebuie să pună ceva pe masă. În funcție de nevoile și de calea pe care a apucat să meargă această entitate. Căci familia își va stabili niște principii. Nu pot să se adune în cadrul unei familii două persoane care, nu știu, unul vrea copii și unul nu vrea copii. Cei doi nu vor putea niciodată să formeze o familie, pentru că una din ele va fi total frustrată. Deci trebuie să fie cumva principii comune, valori comune care să ghideze și să existe pilonul esențial, respectul. Respectul, în cazul în care este încălcat, duce la foarte multe fisuri pe foarte multe planuri, ceea ce vor duce la un moment dat la dezmembrarea familiei, pentru că va afecta rând pe rând modalitatea în care fiecare persoană se comportă față de partener, modalitatea în care îl percepe pe partener și, practic, un soi de neîncredere la adresa empatiei și a modului în care este înțeles de celălalt. Se întrerupe comunicarea. Lipsa de comunicare, apropo, este unul din motivele cele mai comun întâlnite, cele mai des întâlnite printre motivele la care duc la desfacerea căsătoriei. Da, numai că ăsta, dacă îmi permit să intervin, e un pic vârful icebergului, pentru că lipsa de comunicare și blocajul ăsta de comunicare între parteneri, cred totuși că, să spunem așa, sub vârful ăla al icebergului care se vede la suprafață, e un guguloi mult mai mare. Da, da, asta și este ajungi, efectul. Asta este efectul, așa practic. Este. Ajungi să nu mai comunici, da, pentru că asta dacă... Asta am și spus, lipsa de respect celălalt, va, da, aduce va aduce la niște la, efecte, exact, printre care lipsa de comunicare și care va aduce într-un fel, într-un fel e firesc, că dacă ăla se gândește numai la el, numai ce vrea el, numai când vrea el, numai unde vrea el, la un moment dat nu te închizi în tine și nu mai poți să faci. Numai... Și nu numai cum vrea el, dar nici pe tine nu te lasă să faci nimic din ceea ce ai vrea tu. Da, că asta, de fapt, e aici, mai greu. Da, aici este greu. Următorul pas, da, al lipsei, da, de respect. Da. Pun mereu în balanță legământul ăsta sau angajament, cum în termen juridic îi se spune angajament, în termen spiritual îi se spune legământ, între soț și soție la nivelul relațiilor și a, să spunem, posibilității de a ceda în fața celorlalți atunci când apare o discuție cu păreri diferite, de exemplu. Da? Aici vreau să, exact continuarea ceea ce ai zis, Mihaela, vreau să mergem puțin în mai departe, atunci când unul dintre cei doi trebuie să cedeze. Acum fiecare suntem născuți cu firea aceasta pământească, natura umană care spune cuvântul și o componentă a acestei naturi este stima de sine, orgoliu, poate spune, mergem la extremă, care, na, avem fiecare mândria noastră
poate avem o poziție, o pregătire. Într-o căsătorie, într-un angajament, nu întotdeauna cei doi sunt poate pe același plafon din punct de vedere al pregătirii, al nivelului patrimonial, da? Fiecare cu ce vine de acasă, cu zesa de care o are sau nu o are. Deci atunci se nasc niște diferențe, iar ajung în situația ca din când în când unul sau poate chiar amândoi să cedeze. Unul să fie puțin mai smerit, iar un termen spiritual, sau în engleză îi spune low profile, adică întotdeauna să fie cel care renunță la părerea lui în favoarea celuilalt. Cum vedeți voi lucrul ăsta? Păi, ce să zicem, nu e treabă ușoară, pentru că când doi oameni intră într-o relație de cuplu, ei vin deja cu un bagaj de atitudini, cu un bagaj de atitudini care sunt mai mult sau mai puțin cimentate. Sunt mai mult sau mai puțin cimentate aceste atitudini. Și ca să reușești să schimbi structural sau fundamental o atitudine la un om, nu o poți face de pe zi pe alta. Deci eu ce văd din experiența vieții mele, inclusiv la mine, știi? Inclusiv la mine, inclusiv la oamenii cu care mă interacționez, să schimbi o atitudine eronată nu e treabă ușoară. Deci nu e treabă ușoară. Dar primul lucru ca să poți să îmbunătățești atmosfera negativă, să spunem așa, datorată unui comportament eronat, e să-ți dai seama de lucrurile alea. Și de asta zic că e nevoie de educație și asta încercăm și noi să facem acum, să ridicăm la fileu, practic, niște subiecte. Și odată ce îți dai seama că ceva este în neregulă, odată ce îți dai seama că celălalt, practic, nu te ascultă, da? Se gândește numai la el, vrea să facă numai ce îl preocupă pe el, primul lucru care trebuie să-l faci, cred că trebuie să verbalizezi. Trebuie să spui că, domne, nu e... Lucrurile alea nu sunt firești. Subiect și predicat, practic, să spui poziția? Da, trebuie să-ți spui poziția, nu trebuie să o spui după... Trebuie să ai puterea să nu o spui după un ton, pentru că la un moment dat e posibil să se adune acolo niște frustrări, da? Și nu mai ai puterea să o spui calm, să mai spui calm, ci o spui și tu sub o formă de reproș. Și atunci trebuie să te încarci, cred că, cu foarte multă răbdare. Trebuie să te încarci cu foarte multă răbdare, trebuie să repeți practic problema, dar să ai cumva puterea să nu o faci într-o manieră în care nu faci decât să accentuezi acea spirală a tensiunii, pentru că se creează o spirală a tensiunii. Unul zice ceva, altul zice altceva, unul zice ceva, altul zice altceva. Deci e nevoie de multă maturitate emoțională. Lucrurile nu se pot schimba foarte ușor, dar nici nu sunt sortite pieirii. Pentru că dacă cei doi își dau seama practic sau au această disponibilitate până la urmă, pentru că trecem practic și la subiectul următor. Îmi place cum sună această frază. A iubi este un verb. Dacă te uiți în dicționarul limbii române, a iubi e un verb, nu e un substantiv. Verbul implică o acțiune. Da? Ceea ce înseamnă că un al doilea angajament fundamental, pe lângă faptul că îl percep pe celălalt ca o persoană cu trăirile lui și vrei să-i acorzi respectul, e să faci ceva pentru el. Da? Adică nu există iubirea asta, e o diferență foarte mare între îndrăgostire și iubire. Una e să fii îndrăgostit și alta e să iubești. Pentru că poți să fii îndrăgostit tocmai datorită acțiunilor pe care celălalt le face sau printr-o naturalețe și o fire a lucrurilor. Că aia e, știm cu toții cum e când ai floricele în stomac și în inimioară sunt numai sentimente bune. Dar după ce mulți se căsătoresc, își dau seama că îndrăgostirea asta nu e nici a veșnică, că la un moment dat se cam duce. Adică dacă partenerii nu fac ceva în relație, nu își iau un angajament, nu se orientează cumva față de celălalt și nu își pun, nu zic zilnic, că bine ar fi să ne punem zilnic această întrebare, dar măcar la niște intervale de timp, bă, ce pot să fac și eu să-l fac pe celălalt fericit? Da? Ce aș putea face și eu să-mi storc și eu mintea? Să plec. Să... Doamne ferește! Doamne ferește! Vreau să o întreb pe Mihaela, cum vedea din punctul de vedere al relațiilor în căsătorie atunci când datorită iubirii unul dintre cei trebuie să cedeze din când în când sau poate chiar amândoi
cedează în funcție de situație? Întotdeauna amândoi. Pentru că pornind de la ipoteza inițial exprimată și anume că în general într-un parteneriat, într-o căsătorie, vorbesc și parteneriatele de orice fel, cineva este mai low profile și cineva își impune mai des punctul de vedere. Asta e un dezastru din punctul meu de vedere. Un dezastru în orice fel de parteneriat, numai în familie. Pentru că mai ales atunci când avem de-a face cu două persoane care sunt într-o relație maritală sau de orice alt fel, iar unul dintre ei este cel care cedează permanent, în afara faptului că cel care nu cedează niciodată manifestă lipsă de respect cu privire la ce vorbeam mai devreme, cu privire la opiniile, dorințele, trăirile, senzațiile, sentimentele persoanei respective, este un atac la piramida lui Maslow, la ceea ce înseamnă fundamente. Da? Înseamnă lipsă de recunoaștere a ceea ce reprezintă celălalt. Ori lipsa de recunoaștere iarăși duce la frustrări profunde, iarăși va duce la tot felul de consecințe, ca lipsa de comunicare și așa mai departe. Deci ceea ce înseamnă smerenie iarăși este o chestiune care trebuie să fie reciprocă și să fie prezentă în același timp la ambele persoane. Pentru că dacă polul de putere nu se schimbă permanent de la unul la celălalt, atunci cineva din toată această poveste va ieși frustrat și cu self-esteem-ul călcat în picioare și cu tot felul de consecințe și de efecte care sunt dezastruoase pe termen mediu și lung pentru familie. De ce zic mediu și lung? Apropo, cred că chiar de curând am citit undeva că procentul cel mai mare de divorțuri are loc la mariajele care au trecut de 20 de ani. Surprinzător. 15, între 15 și 20 de ani. Undeva nu, la care au sărit de cele care sunt pe locul 2 se află cele între 10 și 15 ani. Da? Care sunt cu 20%. Restul, toate adunate, că în primul an, de exemplu, e cel mai mic, păi da, cea mai mică rata divorțului. Că e îndrăgostită lumea. Este dispusă să facă concesii, apropo. Da, atunci când sunt da. Îndrăgostit, atunci când am sentimente, vreau inconștient să fac ceea ce spunea Andrei mai devreme. Vreau să fac la modul inconștient să-i creez celuilalt stări de bine, să văd cum pot să-l fac fericit. În secunda în care sentimentele încep să se mai estompeze și lucrul ăsta se întâmplă în mod natural. Nu e vorba nici de calitatea persoanei respective, nici de modul în care a fost educat, nici de pregătirea academică pe care o are ca background persoana respectivă. Este o chestiune naturală. Sentimentele încep să se sedimenteze, încep să se transforme într-o chestie foarte profundă, foarte solidă, încep să nu mai fie aerate, încep să fie dense, încep să fie așezate, încep să fie palpabile, dacă vreți. Și ele dau în momentul respectiv un surplus relației respective, dar iau din ceea ce era la început, și anume tendința naturală de a-l face pe celălalt fericit. Trebuie să încep să lucrez, pentru că adevărul e că ține o relație nu e treabă ușoară. Nu e treabă ușoară. Și mă ierți, mi-aduc tot timpul aminte, așa. Fac o paralelă. Ai niște prieteni cu care, mă rog, te vezi, zici, da, te mai vezi o dată la 3 luni, la când ai putea, când mai ieși undeva, la, până când, la un moment dat... Te anunță că au divorțat. Nu, Doamne ferește. Te duci în concediu cu ei. Pleci în concediu cu niște prieteni care, dom'le, chiar îi simpatizai, știi? Și după ce ai plecat 7 zile, 10 zile, da? La sfârșitul concediului, începi și zici, dom'le, dar eu nu mă așteptam ca X să facă nu știu ce, nu mă așteptam ca Y, ai văzut, dom'le, cum a reacționat când s-a întâmplat nu știu ce, ai văzut ce a zis, este o realitate. Dacă nu stai lângă cineva, șansele să te ceri cu el nu există. E foarte simplu să ieși, să bei o bere, să ieși la o terasă sau să îți inviți prietenii acasă să serviți o cină împreună. În momentul în care însă apare conviețuirea pe termen lung, în momentul în care fiecare începe și își arată slăbiciunile, da? Dacă nu există un angajament, un respect și un angajament și o capacitate, o mândrie, o capacitate de a-și cere iertare, de a ierta, da? Lucrurile care, asta e, se mai întâmplă pentru că nu suntem perfecți, relația e sortită pieirii. Și asta este realitatea. De-aia, în primii ani, datorită și unui sentiment firesc de iubire între soț și soție, că nu s-au luat de... că nu se iubeau, sau la că se iubeau. Da, dar la început de principiu. Este flama mai mare. E flama, știi? Mai mare, da. Dar dacă nu există acest angajament fundamental, da,
către celălalt, da? Să înțelegi și tu, domnule, ce-l face pomul ăsta fericit, ce pot să fac și eu să... Că până la urmă fiecare dintre noi ne transmitem într-o manieră aproape instinctuală, transmitem mesaje celuilalt în ceea ce privește... Sau chiar verbalizăm. Sau chiar verbalizăm, da, verbalizăm explicit ce te deranjează. Și mă, ce așteptări ai. Ce te deranjează și ce așteptări ai. Dacă nu faci acest efort și ajungi într-o pasivitate dintre asta, adică confunzi de fapt îndrăgostirea cu iubirea, da, și rămâi într-o pasivitate, pe termen mediu și lung, relația e sortită pieirii. Deci, în concluzionând, eu asta le și spun copiilor mei, da? Pentru că, și aici e o diferență, una e să iubești, alta e să simpatizezi. Te pot iubi, dar poate că, nu te simpatizezi, pentru că tu nu ai ajuns la nivelul de maturitate necesar ca și tu să răspunzi până la urmă cu aceeași monedă. Eu fac lucruri pentru tine și le spun copiilor mei: băi, fraților, voi vă iubiți părinții? Da, ne iubim părinții. Eu nu prea cred eu că vă iubiți. Eu cred că mai mult sunteți îndrăgostiți de noi, că mâncare e mâncare, casa e casă, școala e școală, transportul e transport, vacanță e vacanță și eu, dacă mi-ar pica așa de la... Ne dă Dumnezeu, dar asta e, ce să facem, muncim pentru ele. Și eu cred că nu aș avea sentimente de îndrăgostire dacă mi-ar pune cineva pe tavă. Dar întrebarea e, voi ce faceți? Ce faceți voi pentru noi? Ce faci? Îți duci și tu farfuriile? Ți le duci la chiuvetă? Le speli? Îți faci patul? Da? Ești în stare să nu mai lași dezordine în cameră? Îți faci cu sârgunciozitate și cu responsabilitate temele? Faci ceea ce depinde de tine să faci ca până la urmă să mă faci și pe mine fericit? Dacă îți spun că nu pot să-ți fac într-o zi ceva, da? Ești capabil să mă percepi și pe mine ca persoană și să-ți dai seama că pur și simplu nu mai pot. Dacă nu mai pot, nu mai pot. Și ești capabil să-ți păstrezi un zâmbet pe buze, dar nu fals. Corect? Like a minute. Da, da. Și atunci, de asta e nevoie de respect, e nevoie de înțelegere, e nevoie să și lași de la tine, cum spuneai și tu în anumite momente, dar e nevoie și de acțiune. Trebuie să ai practic acest angajament și să-ți dai seama că a ține o relație nu e lucru ușor. Și cum spuneai tu, dacă după 20 de ani, că stai și te întrebi, ce mai aștept oamenii, domnule, oamenii ăștia după 20 de ani, stai și te întrebi, dar oare ce așteaptă? Ce mai doresc ei să se mai întâmple în viața lor? Că dacă, cât e vârsta medie de căsătorie acum? Cred că, nu știu, dacă trece probabil de 30 de ani, în jur, de, nu? Da. Deci te despați la 50 de ani. Ca să ce? E clar că relațiile s-au erodat în fapt și că e mai mult o eroziune și o incapacitate, practic, a partenerilor de a se respecta și de a face ceva unul pentru celălalt ca să se facă fericiți. Aici cu incapacitatea, cred că lucrurile sunt chiar un pic mai dificile decât le-am povestit noi până acum, pentru că trebuie să mai ținem cont de ceva. La momentul la care persoanele se cunosc și decid să se căsătorească pentru că împărtășesc aceleași valori, că văd viața în același mod, au aceleași principii, vor să realizeze aceleași lucruri, hai să ne înhămăm la căruța asta, ei sunt într-un anumit stadiu al vieții. Au trecut ia câtă 10, 15, 20 de ani și ei au evoluat. Nu știu dacă în bine sau în rău, nici nu are importanță, dar ei s-au schimbat oricum. Ei nu mai sunt aceleași persoane la 50 de ani cum erau la 30 de ani. Au evoluat modurile în care își derulează viața, așteptările, s-au schimbat dorințele, s-au schimbat trăirile, s-au schimbat perspectivele pe termen mediu, pe termen lung. Uneori la unul au rămas ca la 30 de ani, iar la celălalt s-au transformat în totalitate. Și iată ceea ce acum 10 ani îl făcea fericit pe partenerul meu și nici nu trebuia să-l întreb. Oare dacă astăzi ți-aș face o prăjitură, ți-ar plăcea, te-ar face fericit? Și el a răspuns, da, ce bine, ce frumos. E, la 50 de ani prăjitura nu mai mulțumește că mă îngrașă firarea de prăjitură. Dă-o încolo de prăjitură. Hai că prăjitura e simplă, nu mai fac prăjitura, am scăpat din job. Problema e ce facem atunci când s-au schimbat atât de mult perspectivele, atât de mult așteptările, atât de mult dorințele, încât neverbalizate și neexplicate, eu, partenerul lui, nu mai sunt în stare să fac zilnic din inițiativă și doar...
presupunând și știind din experiență ceea ce îl face mulțumit pe celălalt. Deci, dintr-o dată, eu trebuie să încerc și să aflu care sunt noile așteptări ale partenerului meu. Deci, trebuie să am o atitudine proactivă, nu numai în a face, în a exercita verbul a iubi, ci în a descoperi cum să exercit verbul a iubi. Și asta tot reciproc, da? Tot reciproc. Da, tot reciproc. Toate sunt reciproce. Totul trebuie să fie reciproc. Da. Acolo unde este lipsa de reciprocitate, undeva se rupe ceva. Și este și normal să se întâmple așa, pentru că... Așa este, da. Un alt element foarte important și am văzut, știi, și aici sunt mână-mână cumva... un lucru care, tot așa, un alt principiu fundamental, ați mai adus voi în discuție, dar e bine să începem să-mi dezbatem și pe el, această modestie care, smerenie, să spun așa, în termen mai spiritual, care e cu mândrie, da? Cu mândria și modestia, și aici, din nefericire, cred că bărbatul pică mai des, dacă e să vorbim așa, că el își asumă la un moment dat un rol așa de capitan în familie. Mascul alfa. Da, da, dar eu personal, adică e lipsit de inteligență, domnule, pentru că eu îmi dau seama, dacă eu urmăresc un obiectiv, binele familiei, până la urmă, de ce suntem obiectivul împreună? Comun obiectivul asta comun ăsta trebuie să fie. Să ne facem fericiți unii pe alții și cei care au și o perspectivă creștină, practic duc, eternizează, nu? Această relație de împreună bucurie, de împreună comuniune. Nu se termină aici, ea se perpetuează într-o eternitate. Da? Dar dacă ai acest obiectiv, da? N-ai cum să-l îndeplinești dacă nu te gândești cumva că tu nu ești deținătorul adevărului absolut. Și într-adevăr, văd și în jurul meu și această problemă, să spunem așa, a mândriei, a smereniei, da? Versus a iertării și a ținerii de minte a răului, sunt niște elemente care pot duce la disoluție. Nu degeaba mândria e unul dintre păcatele originare. Pentru că tu crezi că tot timpul știi mai bine. Și eu îmi dau seama la mine că pur și simplu nu e așa. Da? Deci nu e așa și niciodată, chiar dacă am avut cumva opinii diferite, chiar dacă am avut opinii diferite, eu nu pot spune că s-a luat o decizie în familie fără consens. Nu există, pentru că fiecare dintre noi vedem anumite aspecte ale realității și ceea ce mă ieși și prin firea lucrurilor, că sunt și niște diferențe fundamentale între firea feminină și firea masculină, dacă, să spunem așa, firea masculină, deși nu e că doar ea o deține, are o tendință dintre asta de analiză a lucrurilor, da? Câteodată firea feminină, și eu îmi dau seama la mine ce mă chinui eu să analizez și să-mi storg mintea ore sau zile, vine soția și poc, dând trei cuvinte pentru intuiție, da? Luminat. M-a luminat. Înțelegi? Deci mândria nu e că și asta e o problemă, că mândria este un păcat, da? Se spune un păcat. De aici e o problemă foarte mare după cum este înțeles păcatul, pentru că păcatul din nefericire, dacă te uiți în ebraica veche, înseamnă eroare. Deci, practic, păcatele sunt niște atitudini eronate, niște atitudini eronate care, inevitabil, vor crea suferință. La capătul acestor erori nu se va întâmpla ceva bun. Și atunci, de asta, un alt principiu fundamental este să ai totuși o modestie, o smerenie, să asculți opinia celuilalt, să-l lași să vorbească, pentru că de multe ori vede lucrurile, poate vedea lucrurile mai bine decât le vezi tu. Eu cred că această smerenie este de fapt o chestiune legată de caracteristica persoanelor, mai mult decât de pilon. Pentru că acest low profile sau smerenia asta sau modestia va avea ca și consecință directă respectarea celuilalt. Deci ajungem tot la respect. Da? În condițiile în care vom avea de-a face cu persoane care sunt diametral opuse personalității noastre, nu știu, eu ca femeie sunt supusă, de exemplu, mă căsătoresc cu un bărbat care este foarte mândru, nu e vorba neapărat de egocentrie sau despre, nu e despre asta vorba, ci este vorba de o mândrie care are un nivel elevat.
Este clar că la un moment dat eu voi ajunge să fiu bagatelizată. Să fiu bagatelizată exact, în relație. Exact, da, 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 da. E foarte greu. Ceea să, ce să iarăși va duce da. La o frustrare foarte profundă. Deci smerenia asta este o chestiune care trebuie să existe la ambii parteneri, da. Pentru că în lipsa ei, ei nu vor putea să-și arate nici măcar, nici să se respecte reciproc, nici să se valorizeze reciproc, pentru că ăsta iarăși este un element foarte important. Da, auzi deseori, pentru că mă rog, dacă ar fi așa să te uiți de undeva de sus și să vezi aceste reproșuri, sunt deseori reproșuri. Am mai auzit, domnule, dar tu nimic din ce zic eu, niciodată nu e bun, da? Niciodată, tot timpul tu iei deciziile, niciodată nu te sfătuiești cu mine, că da? Era un nu lași loc de dezbatere, nu aia, nu ai altă, nu știu cum, că, pentru că se ajunge la un moment dat la aceste reproșuri care nu fac decât să releve niște atitudini eronate în cuplu. Și una dintre ele este mândria. E prost înțeleasă, scuze, imediat, e prost înțeleasă ideea asta. Da, orice echipă are nevoie de un capitan, să zici că într-adevăr bărbatul, să zici că este capul familiei, dar nu orice capitan poate să fie urmat. Dacă el nu este principial, da? Iar unul dintre principii nu este să-i acorzi valoare celuilalt și să-l lași să-și spună opinia și să iei în considerare părerile lui, care uneori sunt mai bune decât ale tale, ce capitan ești tu? Că nu ești niciun capitan. Ești un distrugător, dacă vrei. Ești un distrugător de armonie și de bucurie în familie. E chiar mai mult. Apropo, era un ban cu chestia asta. La noi în familie, toate deciziile importante sunt luate de mine și deciziile neimportante de către soție. Până acum n-a trebuit să luăm nicio decizie importantă. Dragilor, vă dau o veste, să spun așa, mi-a plăcut să trebuie să încheiem emisiunea noastră aici. Cu siguranță în continuare, în partea care va urma, vom discuta despre iertare, despre fidelitate, despre angajamentul acesta etern. Vedeți ce repede trece timpul, nici nu ne dăm seama cât de mult avem de spus și trebuie să încheiem aici. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Mihaela, îți mulțumesc pentru prezență. Andrei, întotdeauna suntem, să spunem, datori pentru aportul pe care l-aduci. Eu vă mulțumesc și vă aștept la următoarea ediție, în care vom continua exact tema aceasta a angajamentelor fundamentale și vom vedea care sunt celelalte, să spunem, microcapitole, da? Subcapitole ale acestei părți. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi, da, pentru invitație. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența în fața miților ecrane. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!